canalizarea merge în râu Bâc și de la Bâc se duce în lacul Gherghiu. Și de asta nu, nu cunosc numai eu, dar cunoaște și administrația regiunului, administrația municipiului Strășeni și sigur că noi cetățenii de rând. Asta e prima problemă și cred că nu numai Strășeni. Cred că e toată Moldova. Să nu uităm că aproape în fiecare localitate moldovenească aceste râuri mici au fost transformate în canale de deșeuri. Dacă ne ducem acolo, îți pui mâinile în cap ce este, toată tăblița Mendeleev. De câte ori au promis că să facă la lume canalizare ca lumea, dar canalizarea asta e... lucrează, nu lucrează. Asta e sănătate. Dacă apa nu ar fi epurată, nici sănătate nu e. Poate și bolile astea din cauza la... că nu se eprizează apa și poate și de asta și toți microbii ăștia în aer. Desigur că ar fi bine să fie, că asta e și normal. În toate țările sunt, numai la noi nu sunt. Noi nu mai putem continua în halul ăsta. În primul rând este problema de mediu. Cei care trăiesc în regiunea la intrare în oraș este insuportabil. Peste noapte, dimineața, este un miros insuportabil. Dar și se poluează. Canalul ăsta de râulețul ăsta nu mai este râuleț. E rău de tot. Nu prea este canalizație, nu știe, trebuie să facă aici, dar trebuie bani grei de tot. Dar banii ăștia de unde trebuie să vină? Nu de unde, de la Parlament, așa e vorba, dar Parlamentul e singur, e fură banii. Iazăr, măcar, de curățit, de scos. Aici sunt întrebări multe și bani nu sunt, atât ai. Banii de unde se luăm? Trebuie de întrebat, sus. Acolo cred că trebuie să știi de unde se iei. Pentru alegeri găsesc, dar pentru decurățarea apei. Nu putem astăzi să vorbim de aprovizionarea cu apă 100% și neaprovizionarea sau neconstrucția sistemului centralizat de canalizare, pentru că aceste ape, ele trebuie să fie epurate și respectiv să fie revărsate în râu. Acesta este proiectul municipiului Strășeni, să fie revărsate deja în stare epurată. Spre regret, noi nu avem această capacitate financiară, deci sunt niște competențe fără acoperire financiară. Și identificăm donatori, identificăm potențiali investitori care pot să ne asigure sau să ne asiste în implementarea acestui obiectiv foarte important pentru întreaga comunitate. Autoritățile publice locale sunt responsabile de selectarea companiilor pentru construcție, elaborarea proiectului tehnic, dare în exploatare. Autoritatea publică locală, care are o susținere foarte mare din Fondul Ecologic Național și din Fondul Național de Dezvoltare Regională, care așteaptă de la dumnealor cereri de solicitare, elaborarea unui proiect tehnic și finanțarea urmează din Fondul Ecologic și alte fonduri. De asemenea, avem o susținere foarte importantă din partea donatorilor externi. Dacă pui pe umerii autorităților locale asemenea probleme, trebuie să-i asiguri financiar și să nu pui în capul mesei politicul. Din 2014 am avut asistența experților internaționale la elaborarea acestei strategii care se corespunde la dreptul omului la apă sigură, sisteme sigure de apă și canalizare. Acum este modificat în contextul obiectivelor de dezvoltare durabilă 2030. Am pus acțiuni suplimentare și sperăm că printr-un plan și susținerea donatorilor vom putea să construim, să modificăm. Din punct de vedere, hai zic eu, strategic, teoretic, lucrurile sunt bine așezate. Partea proastă este că sistemul de purificare a apelor și construcția și întreținerea sunt chestii scumpe și atunci statul face un calcul, dar de ce să mai piardă din buget atâta și atâta.
am văzut zeci de case astea mari, unde când îi întreb, da, unde ți-i stația de epurare? Undeva are o fântână de asta, de evacuare, și e o chestie foarte primitivă. Ceea ce am văzut și în America și în Europa este că aceste case, care într-un fel sunt mai izolate și nu intră într-un sistem urban și așa mai departe, ele au propria lor stații de epurare. Cât de tare noi n-ar vrea noi să schimbăm, până și statul nostru n-a schimbi și lumea n-a schimbi. Cetățenii trebuie să insiste, toți trebuie să unească și să ceară asta. Dacă noi stăm și așteptăm numai cineva să împacă, nu știu dacă să ceva să obținem. Noi suntem cei care poluăm, noi trebuie să avem grijă ca să aibă copiii noștri viitor și noi în viitor să avem mediu mai puțin poluat.